Și că mă tata, iar era singur. Nu tu, Dienuță, dar mi-am zis să o bag ce nu știam. Tu ți-ai zis ție? Nu, eu mie. Gabi mi l-a zis. Ce e Gabi? Chat GPT, tu, fată dragă, ăsta e. Și ne tutuim, că știm, ne știm de mult și zic Gabi. Cum îi zici tu la prietene, tu Robi. Da, dar eu nu mai zic Robi de mult. Asta că vedem noi, că ne spune chat Gabi. Hai mă, tată, dar nu e ok așa. Bine că te-ai lăsat de comentarii la postările mele, așa cum te apuci de inteligență artificială. Nu puteai să te apuci tu de TikTok ca toți pensionarii de pe stradă. Tătule, doamne, dar ce are? Că aiu-i bun. Nu-i bun. Cum nu-i bun? E ca și colesterolul. Și bun, și rău. Păi, bine, acum depinde cum privești, că... Sunt tot telefonul. Și ce le întrebi? Lasă că vezi tu. Lasă că vezi tu. Cu el poți sta de vorbă, dragă mea, nu ca cu vecinul cu corci, că el nu m-am întorce. Ce îi spui, el nu m-am întorce. Da, ci cu Găbițul stau de vorbă și îmi spune. De exemplu, l-am întrebat. Cum să fac pălincă din cartofi? Cum să fac pită din morcov? Lucrurile astea mă macină, lucrurile astea mă frământă. Că nu s-au făcut nici prune, nici mălaia anul ăsta. Și el îmi scrie exact cum să fac. Na, și funcționează? La fix. Fii atent. Fii atent, că îl întreb pe Gabi. Care șansele ca Dienuța mea să se mărite cu Robert din Deal? Hai mă, tati, ca să ai 0% șanse, zic să nu-ți mai bați capul. Hai să vedem ce ne scrie. Îmi pare rău, dar Diana este zodia leu și nu se potrivește cu Robert, care este gemeni. Yes, ți-am zis. Că nu știa ascendentul, de-aia nu se bagă, dar îți spun eu, vă potriviți. Stai că îl întreb. Dacă și ia Dienuța mea toate examenile. Ce? Nu, cum să, normal că mi le iau, cum să, dar stai, nu trebuie... Stai să vedem, nu te băga, nu te băga. Fii atent ce zice Gabi. Îmi pare rău, dar Diana nu mai este înscrisă la nicio facultate. Ce? Mă, tata, s-ai stricat, adică cum să nu fiu înscrisă? Dienuță, nu minți, spune adevărul. Ăsta e mai corect ca și detectorul de minciuni. E mai bun ca gura satului. Ce adevăr, mă, tata? Că tu nu mai ești la facultate. Și atât am zbătut să-ți fac rost de o diplomă, să te pot angaja aici la primărie. Spune adevărul că îl întreb pe Gabi ce faci tu de adevăratele în Cluj. Nu. Bine, să știi că există o explicație pentru asta. S-auzim. Uite, eu m-am angajat ca să pot să mă întrețin la Cluj. Na. Să te poți întreține la Cluj. Da. Că nu-ți mai ajunge jumătate de pensie cât îți dau pe lună și o vacă cât îți dau pe semestru. Hai mă, tată. Spune adevărul ăsta, să știi că spune adevărul. Păi, dă să-l întreb și eu ceva pe Gabi. Ce să-l întrebi? Dă să-l întreb. Chiar te rog să-l întrebi. Fii atent. Să-l întrebi. Gabi, nu minte. Stai să mă gândesc. Bagă. Fii atent aici întrebare. Zi. Câți bani are tata Nicu? Așa. Tata Nicu are 10.000 de lei. Ți-am spus că nu minte. Datorie pe caiet la crâșmă. A, mai greșește și el, că și el e... Da. Nu-i om, dar inteligență. Mm-hmm. Mai întreabă. Fii atent, încă una. Scrie acolo, tastează fain. Auzi. Mai bea tata Nicu? Tata Nicu nu mai bea de 2 luni. Bravo, Găbițule! Tata Nicu nu mai bea de 2 luni apă. S-o tâmpit și asta. S-o tâmpit. E bolund. Mm-hmm. Hai că mai punem ultima. Ultima. Mai are scăpări și el. Sunt eu fata lui? Asta nici mama nu știe. Dă-l în coci. Dă-l în coci. Trebuie resetat. Bă, Gabi, mă, să faci una ca asta? Eu ți-am zis, mă, tată, că cu inteligența asta artificială nu-i de joacă, e periculos. Dreptei. Plus că oricât de mult ar evolua inteligența artificială, aha, tot o să-i lipsească un singur lucru. Ce? Păi emoția umană și latura aia umană pe care nu o să aibă niciodată. Ai dreptate. No, bine, mă duc să pui la pariuri pe curse de câini. Ce curse de câini, mă, tată? Mă duc, o zis baba Leana din capul satului, că azi îmi surâde norocul și o să mă umplu de bani. Mă,
Tata, să te vrăjești, o să-ți ia toți banii. Scuză-mă, dar baba Leana are latură umană? Are. E mai bătrână decât Găbițu? E mai bătrână. Are experiență? Are. Mă duc să mă umplu de bani și tu fă bine. Înscrie-te iară la facultate. Când faci tu banii aia?